Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre adunarea și scăderea numerelor reale. Mai întâi vom afla cum procedăm în cazul în care avem de adunat, respectiv de scăzut, două numere iraționale de forma n radical din A și m radical din A, cu n și m numere raționale, iar A număr rațional pozitiv, diferit de k pătrat. Pentru a aduna două astfel de numere, îl vom da pe radical din A, factor comun, și vom aduna coeficienții n și respectiv m. Pentru a scădea două astfel de numere, îl vom da factor comun pe radical din A și vom scădea coeficienții n și respectiv m. Pentru a aplica pe exerciții concrete aceste două reguli, vom rezolva împreună următoarele trei exerciții de calcul. În coloana A aveți de efectuat trei calcule, rezultatele lor regăsindu-se printre cele 5 pe care le vedeți în coloana B. Ceea ce trebuie să facem noi este să efectuăm calculele și să asociem rezultatul corect. Primul exercițiu, 3 radical din 7 plus 5 radical din 3 minus 5 pe lângă radical din 3 minus radical din 7. Mai întâi trebuie să desfacem paranteza care apare în acest exercițiu. Așadar, vom scrie 3 radical din 7 plus 5 radical din 3 minus 5 radical din 3 plus 5 radical din 7. Efectuăm calculele adunând respectiv scăzând termenii de același fel, adică 5 radical din 3 cu minus 5 radical din 3 se vor reduce, iar 3 radical din 7 plus 5 radical din 7 ne va da 8 radical din 7, adică răspunsul corect este C. În cazul exercițiului 2 vom proceda în mod analog. Desfacem parantezele 6 radical din 2 minus 3, plus 2 minus 6 radical din 2. 6 radical din 2 minus 6 radical din 2 se reduc, obținem rezultatul minus 1, adică B. Al treilea exercițiu, minus 5 radical din 6 plus 2 radical din 3 minus radical din 3 minus 5 radical din 6 în paranteză, vă rog să-l rezolvați singuri și să vedeți care rezultat din coloana B este cel corect. În continuare, vorbim despre un exercițiu puțin mai complicat pe care Ana și Maria trebuie să îl rezolve. Ceea ce trebuie să descoperim împreună este să vedem care dintre cele două fete au ajuns la rezultatul corect. Așadar, Ana și Maria au de rezolvat exercițiul radical din 45 minus 5 radical din 20 plus 3 radical din 125. Mai întâi, trebuie să scoatem factorii de subradical, ceea ce au și făcut Ana și respectiv Maria, și observăm că ambele au calculat corect. Radical din 45 este 3 radical din 5, radical din 20 este 2 radical din 5 și radical din 125 este 5 radical din 5. Apoi, atât Ana cât și Maria au înmulțit coeficienții 5 cu 2, 3 cu 5, da, au efectuat calculele și au obținut 3 radical din 5 minus 10 radical din 5 plus 15 radical din 5. În continuare, amândouă au rezolvat corect. La finalizare, observăm că Ana a spus că rezultatul este 8 radical din 15, iar Maria 8 radical din 5. Bineînțeles că Maria a spus corect, pentru că adunăm coeficienții, respectiv îi scădem, 3 minus 10 minus 7 plus 15, 8, iar radical din 5 este factorul comun pe care îl copiem. Probabil Ana a adunat radical din 5 cu radical din 5 cu radical din 5, ceea ce este greșit. Așadar, Maria a rezolvat corect. În continuare, vom rezolva împreună o problemă în care intervine adunarea numerelor reale în geometria pătratului. În figura din imaginea alăturată este schițat un traseu parcurs la concursul de ciclism din iulie 2021.
Acest traseu a fost parcurs astfel. De la A la B, apoi C, din C în D, din D în B, din B în E, din E în F, din F în D și înapoi din D în A. Ceea ce trebuie noi să determinăm este lungimea traseului. Observăm că traseul schițat cu roșu, da, A, B, C, D, reprezintă un pătrat. Așadar, cele patru laturi sunt egale. De asemenea, traseul reprezentat cu verde este tot un pătrat. Așadar, și laturile pătratului verde sunt egale. Deci, lungimea traseului poate fi scrisă ca fiind 4AB plus 4BD. Observăm încă un detaliu în desen. Pătrățelele din fundal au latura egală cu un kilometru. Așadar, AB va avea 4 kilometri. Problema este cât este BD. Observăm însă că triunghiul BCD este dreptunghic cu unghiul BCD egal 90 de grade. Așadar, putem aplica teorema lui Pitagora și putem scrie că BD pătrat este egal cu DC pătrat plus CB pătrat. Deci BD pătrat egal cu 4 la pătrat plus 4 la pătrat. 16 plus 16, deci BD pătrat este 32. Așadar, BD este radical din 32 kilometri. Radical din 32 înseamnă 4 radical din 2 kilometri. Ne întoarcem la lungime și înlocuim 4 ori 4, AB avea 4 kilometri, plus 4 ori 4 radical din 2. Observăm că putem să dăm factor comun pe 16, 4 ori 4, și ne rămâne 1 plus radical din 2 kilometri. Aceasta este lungimea traseului. În continuare, vă supun atenției o problemă pe care o să vă rog să o rezolvați singuri. La ora de informatică, elevii au programat ca motanul Bob să se deplaseze din A în F pe traseul schițat. Știind că fiecare pătrățică din fundar are latura egală cu un centimetru, ceea ce vă rog este să determinați lungimea traseului parcurs de motanul Bob. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc numai bine! La revedere!